Haideți, bună ziua, bună seara. Am alături de mine cea mai puternică echipă a Partidului Social Democrat, echipa care va câștiga alegerile locale în București. O echipă coordonată de primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea, o echipă de profesioniști, de oameni integri, competenți, cu o vastă experiență administrativă și chiar politică. Ei reprezintă siguranța că Bucureștiul va fi în continuare capitala îndreptată cu privirea către viitor. Îi cunoașteți pe toți, cel puțin în ultimile luni au fost alături de bucureșteni în lupta cu pandemia, după ce Guvernul României a mutat toată responsabilitatea gestionării pandemiei către autoritățile locale. Mai nou, doresc să fac același lucru și cu redeschiderea școlilor, deoarece nu găsesc soluții și sunt incompetenți, doresc de asemenea să mute toată gestionarea redeschiderii școlilor către autoritățile locale. Cu siguranță, singura echipă profesionistă care va găsi soluțiile cele mai corecte va fi o echipă cu experiență, respectiv echipa Partidului Social Democrat și, sub nicio formă, o echipă hibrid însăilată de către PNL și USR la Vila Lac 1, după interesele de partid, au împărțit voturile bucureștenilor pe ascuns, în niște aranjamente mici de grup și de partid. Susțin întreaga echipă, o susțin pe Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, îl susțin pe domnul Tudorache, primarul în funcție al sectorului 1, îl susțin pe Cristi Popescu, viceprimarul sectorului 2, îl susțin pe domnul Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, pe Daniel Băluță, primarul în funcție al sectorului 4, pe Daniel Florea, primarul în funcție al sectorului 5 și, nu în ultimul rând, pe colegul și prietenul meu, primarul în funcție al sectorului 6, Gabriel Mutu. Vă doresc succes. Întreaga echipă a Partidului Social Democrat este alături de voi și vreau încă o dată să le arătați de ceea ce sunteți în stare. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, domnule președinte, și vreau de asemenea să vă aduc mulțumiri publice atât dumneavoastră, cât și domnului secretar general Paul Stănescu, cei care ne-ați promis că imediat după ce moțiunea va trece de Parlament și vom avea la Palatul Victoria un guvern competent, un guvern profesionist, ne-ați promis că vom avea în fruntea guvernului și în fruntea Ministerului Transporturilor oameni capabili să răspundă nevoilor stringente ale bucureștenilor, în primul rând din cauza faptului că 70% din trafic este din cauza blocării lucrărilor la centura ocolitoare a Capitalei și nefinalizării magistralei de metrou Drumul Taberei și de asemenea neînceperii investiției metroului de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional. Dumneavoastră ne-ați promis că din respect pentru bucureșteni veți numi în fruntea Ministerului Transporturilor un om capabil să ducă la bun sfârșit aceste proiecte pentru bucureșteni și pentru toți cei care vizitează capitala României. Categoric, mâine Partidul Social Democrat va depune moțiunea de cenzură la Parlament și în cursul săptămânii viitoare va avea loc și citirea moțiunii, urmând să programăm votul. Vă mulțumesc încă o dată în numele bucureștenilor. Toți ceilalți se plâng. Se plâng că este trafic în capitală și că avem poluare, dar nu vin cu soluții concrete.
În momentul în care noi am avut guvernarea, s-a lucrat. Acum, de aproape un an de zile, nu se mai lucrează, tocmai probabil pentru a da motive bucureștenilor să fie supărați pe primarul general. Dar bucureștenii sunt oameni inteligenți și știu că atât investiția de la centură, cât și metroul aparțin guvernului, Ministerului Transporturilor. Și iată că vom avea soluții imediate. Lucru pentru care vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Voi fi extrem de sintetică în acest moment, pentru că vom avea timp să vorbim în perioada următoare și pentru a da timp suficient și colegilor mei, primari de sectoare, să spună câteva cuvinte astăzi în fața țării, în ziua în care am depus candidatura unii pentru al doilea mandat, avem și un coleg la primul mandat, vreau doar să subliniez câteva aspecte. Deși lucrurile par foarte complicate în acest moment, eu cred că ele sunt simple. Bucureștenii au de ales între mine, care voi continua toate proiectele de dezvoltare ale capitalei, echipa mea, care a fost și este onestă și curată, stau mărturie toate controlele pe care le avem săptămânal de la toate instituțiile statului și din care am ieșit foarte bine. Chiar unii dintre inspectori ne-au felicitat și au spus că suntem model de bune practici pentru întreaga țară. Și candidatul Dreptei Unite, care a anunțat cât se poate de clar, deci nu voalat, nu sunt interpretări de ale noastre, că în momentul în care va ajunge, dacă va ajunge vreodată la primărie, în primul rând va ajusta în sensul eliminării sau reducerii drastice a subvențiilor pentru transportul public în comun și pentru termoficare. Pe scurt, asta înseamnă că fiecare bucureștean sau fiecare persoană care ne vizitează din țară, în loc să plătească 1,3 lei sau 1,5 lei, dacă este vorba despre un traseu regional în București, va plăti 6 lei pe guvernarea de dreapta. Iar la termoficare, spre exemplu, o familie într-un apartament cu 3 camere, în loc să plătească pentru apă caldă și căldură 200 de lei, va plăti 600 de lei. Avem peste 1,5 milioane de bucureșteni care folosesc zilnic transportul public în comun, de asemenea peste 1,5 milioane de bucureșteni care sunt racordați la rețeaua de termoficare. Vă dați seama ce ar însemna aceste lucruri care sunt deja anunțate pentru bucureșteni. Înseamnă să-i aducem în stadiu de sărăcie extremă. Înseamnă să avem mult mai mulți șomeri și de asemenea oameni săraci în București. Este un mare pericol de asemenea proiectul de dreapta pentru București și în ceea ce privește investițiile. Pentru că acest candidat al Dreptei Unite a anunțat foarte clar că în momentul în care, dacă va ajunge la primărie, va avea preferințe. Preferințe ce înseamnă? Exact ce se întâmplă la guvern. Pe timpul pandemiei, guvernul ne-a spus să stăm în casă. De ce să stăm în casă? Ca să nu mai fim vigilenți. Eu am fost la muncă, eu nu m-am ascuns precum candidatul forțelor de dreapta. Și ce s-a întâmplat la guvernare? Afaceri. Afaceri în pandemie. O mască se cumpăra la începutul lui martie cu 30 de bani. Guvernul a cumpărat-o cu 32 de lei. Asta vor să facă și la primăria capitalei. De asemenea, persoanele cu dizabilități, peste 60.000 de persoane, au de ce să se teamă odată ce candidatul Dreptei anunță în fiecare emisiune televizată că sunt pomeni, că sunt ajutoare care nu trebuie să fie date. Nu este adevărat. O persoană care are o problemă de sănătate trebuie să fie sprijinită, atât de stat, cât și de autoritățile locale. Sunt foarte multe de spus, le voi detalia în perioada următoare. Vreau dar să închei afirmând faptul că noi, oamenii politici, suntem efemeri în aceste funcții. Important este să lăsăm ceva durabil în urma noastră. Iar eu, cel puțin, până în acest moment, am lucruri durabile pe care le-am realizat împreună cu echipa mea. Doar dacă este să vorbim despre Spitalul Victor Gomoiu, despre investițiile de la Spitalul Foișor, investițiile de tip european de la Spitalul Colțea, de asemenea investițiile mari în Spitalul Sfânta Maria. Avem de asemenea multe poduri și pasaje finalizate în mandatul meu, iar altele începute. Prin urmare, Bucureștiul se dezvoltă, se dezvoltă în fiecare zi, dar doar cu o echipă a unui primar care se gândește de dimineața până seara la oameni. În continuare, vă garantez că mă voi gândi numai și numai la bucureșteni. Vă mulțumesc când pe acum, Doamne ajută! Îl invit alături de noi pe domnul Daniel Tudorache, primarul sectorului 1 și candidatul pentru sectorul 1 la funcția de primar, capitala capitalei, cum îi place corect să spună domnului Tudorache, și omul care se află în centrul faptelor bune din sectorul 1. Da.
Vreau să vă spun un lucru, eu zic important pentru mine. Intrând la această ședință astăzi, m-a abordat un locuitor al sectorului 1, că noi ne aflăm aici în sectorul 1, și m-a abordat: domn primar, miroase groaznic în sectorul ăsta, chiar miroase. Vreau să vă anunț că vineri am câștigat procesul cu Iridex. Groapa de gunoi Iridex este depășită, așa a hotărât instanța, deci urmează să fie închisă. Deci una dintre luptele pe care le-am dus de 3 ani de zile cu Iridexul a dat roade. Ne interesează foarte mult sănătatea. Am un centru medical Caraiman pe raza sectorului 1 pe care l-am preluat cu 4 cabinete medicale și acum are 27. Are aparatură de ultimă generație. Are aparatură care este unic, sau sunt, aparatele respective sunt unicate în România. E adevărat că contra candidații mei îmi fac numai plângeri la DNA pentru aceste aparate, pentru cumpărarea acestor aparate, dar gândiți-vă, eu sunt interesat de telemedicină, o folosesc la Centrul Medical Caraiman și este pentru sau este pusă la dispoziția locuitorilor sectorul 1. Totul este gratuit. O să las cuvântul și celorlalți colegi, avem la dispoziție 1 minut. Deci urmează să vorbim în continuare și... Mulțumesc domnului Daniel Tudorache, primarul sectorului 1, și îi urez foarte mult succes. La sectorul 2 avem un candidat cu care ne mândrim, este vorba despre domnul viceprimar al sectorului 2, Cristian Popescu, vă rog să înaintați. Vreau să vă spun că a făcut echipă 4 ani de zile cu colegul nostru, primarul sectorului 2, domnul Mihai Toader, care merge către un alt proiect. Cunoaște foarte bine administrația publică locală din capitală și, bineînțeles, din sectorul 2. A fost acuzat pe nedrept în ultimele zile pentru faptul că împreună cu primarul sectorului 2 au susținut puzul sectorului 2, care aduce dezvoltarea acestui sector, spunând că se va renunța la spațiile verzi. Nu este adevărat, am citit și eu sinteza acestui document urbanistic și chiar îl rog în cuvântul său să dea garanții tuturor cetățenilor, precum și mediul investițional, că sectorul 2 va fi un sector, așa cum este și acum, dar mai mult decât atât, un sector verde, dar și cu foarte multe investiții care creează locuri de muncă. Așa este. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei primar general Gabriela Firea pentru susținere și pentru deschiderea cu care am discutat, atât cât și domnului Marcel Jolacu și domnului Stănescu, cât și echipei care este în spatele meu și care a fost foarte deschisă să colaborăm. Sunt aici pentru că aici primează competența în fața relațiilor și pilelor. Sunt aici pentru că București are nevoie de profesioniști și sunt aici pentru că trebuie să punem oamenii în centrul preocupărilor noastre și mai puțin ideologia. Vă spun foarte deschis, am avut o discuție cu doamna Firea acum o săptămână, unde am abordat exclusiv soluții pentru bucureșteni. Discuția noastră a fost doar despre modernizarea școlilor din sectorul 2, doar despre crearea celui mai mare parc din sectorul 2, un parc cât Herăstrău, despre peste 30 de hectare de spații verzi în sectorul 2, prin puzul care tocmai a fost votat, despre peste 30 de străzi în cartierul Pipera, în cartierul de business, care se va dezvolta. Aceste străzi vor ajuta foarte mult zona, poate cea mai fierbinte de dezvoltare din București, zona care creează locuri de muncă și care dezvoltă Bucureștiul. Sunt aici pentru că oamenii contează. Mulțumesc mult tuturor! Mult succes! Doamne ajută! La sectorul 3 avem un candidat pe care îl susținem cu toată tăria. Domnul viceprimar al Capitalei, Aurelian Bădunescu, este un om muncitor, bun gospodar, cu mult caracter, cred că multora le lipsește caracterul, dar în politică, dacă nu ai cuvânt și nu ai onoare, degeaba, pentru că oamenii își vor da seama că pur și simplu îi păcălești. Și sunt convinsă că va câștiga acest post foarte important de primar al sectorului 3 și va face în așa fel încât toate lucrările din acest sector să coste prețul real, prețul corect, și nu va reprezenta niciun grup de interese, ci doar pe cetățeni. Vă mulțumesc frumos, doamna primar. Vreau să mulțumesc structurii centrale a partidului care mi-a permis să candidez. Mulțumesc colegilor primari și președinți de organizație. Vreau să vă spun că
Este o onoare pentru mine ca în această familie social-democrată să pot să îndrept lucrurile în sectorul 3, pentru că îmi doresc ca contracandidatul meu să nu ajungă în al treilea mandat cu al doilea rând de trotuare până la etajul 1, astfel încât să nu mai râdă toți locuitorii sectorului 3 spunând că este prea mult, că înțeleg că dezvoltarea să fie una aplicată și una o prioritate pentru zonele care au nevoie de dezvoltare din punct de vedere al infrastructurii și o cheltuială mai mică la nivelul sectorului 3. Vreau să asigur, pentru că în această mică perioadă am avut foarte multe discuții cu cetățenii sectorului 3, că nu va mai fi ca pe vremea lui Ceaușescu, în centru să călcăm pe marmură și cu borduri de granit, iar în cartiere ca 23 august, în cartiere ca Bobocica, în cartiere pe care le denumim cu o durere mare în suflet încă zona Mexicului, iar cei din trei cunosc acest lucru, să fie tributare secolului 20. Cred că împreună cu această echipă vom reuși să integrăm planul de mobilitate urbană care a fost votat în Consiliul General Municipiului București, să racordăm cei zonele de care am vorbit la egalitate de șanse și de tratament din punct de vedere a infrastructurii sociale. Mult succes și aveți toată susținerea mea și a echipei de consilier general și de primari. La sectorul 4, domnul Daniel Băluță, actorul primar și cu siguranță viitorul primar și după 27 septembrie, un medic în administrația publică locală care rezolvă chirurgical orice problemă administrativă, un sector care a înflorit pur și simplu în ultimii ani și care cu siguranță va cunoaște o dezvoltare extraordinară și în următoarea perioadă. Aveți cuvântul și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc în primul rând pentru încredere. Vreau să vă spun că pentru următorii 4 ani ne propunem să continuăm dezvoltarea accelerată pe care sectorul 4 a căpătat-o în ultimii 4 ani. Pe de o parte, pe de altă parte ne interesează să accelerăm regenerarea urbană. Vorbim aici despre obiective fundamentale, cum este astăzi metroul. Ne interesează ca în acest mandat să finalizăm stația de metrou Tudor Arghezi. Ne interesează să finalizăm Spitalul Universitar de Stomatologie pe care l-am început. Ne interesează să finalizăm, să fim cât mai aproape de a finaliza reabilitarea termică pentru toate imobilele din sectorul 4, să finalizăm consolidarea școlilor, liceelor și grădinițelor, una peste alta să dăm oamenilor o viață prosperă și sigură. Felicitări, aveți toată susținerea echipei, mult succes pe care cu siguranță îl veți avea. Prin votul bucureștenilor. Că am dovedit împreună că se poate. Așa este. Și în continuare vom dovedi că se poate. Meritați toate felicitările noastre. Îl invit alături de noi pe domnul Daniel Florea, primarului sectorului 5, cu siguranță și viitorul primar al sectorului 5, un sector care în anii trecuți era cunoscut mai degrabă la rubrica așa nu și pe care a reușit să-l transforme într-un timp foarte scurt. Cu siguranță și în următoarea perioadă va avea de asemenea programe de dezvoltare, atât în zonele periferice, cât și în cele centrale. Să rămână, doamna primar general, vă mulțumesc și dumneavoastră și colegilor mei pentru atmosfera foarte frumoasă care a existat și există între noi. În momentul în care am preluat administrația sectorului 5 de la primarul liberal, care era de mai mult de un an primar, primăria sectorului 5 era în sectorul 1 și toate impozitele și taxele se duceau acolo, acum e în 5. Datoria publică era de 180 de milioane de euro și era scadentă peste 2 luni, în septembrie. Am reușit să o reduc la 163 de milioane de euro. Procentul datoriei publice era 33%, peste 30% înseamnă faliment, acum este 16,5%. Nu exista deloc încredere în administrație, bugetul era 304 milioane de lei, acum e 580 de milioane. Am reușit să facem din cel mai murdar sector al Bucureștiului un sector care acum are cea mai mare și mai modernă flotă de salubrizare din România. Am reușit să facem dintr-un sector despre care se spunea că este nesigur un sector care în ultimii 4 ani este cel mai sigur sector din București.
Am reușit să avem pentru prima oară în istoria sectorului o strategie integrată de dezvoltare a sectorului, un studiu de trafic pentru tot sectorul integrat cu Bucureștiul, un puz de sector care nu a existat niciodată, ăsta este motivul pentru care s-a tot construit Alandala în sectorul 5. Am făcut toate aceste lucruri, având în acest moment 150 de milioane de lei investiți numai în reabilitarea și consolidarea unităților de învățământ în acest moment. Am dublat bursele elevilor, avem 38% dintre elevii din sector care primesc bursă, am dat rechizite gratuite și vă spun un singur lucru, nu ne vom opri aici. Vom continua toate aceste proiecte, deși în toți acești 4 ani, în Consiliul Local, PNL și USR nu au avut nicio inițiativă de hotărâre de Consiliul Local și au votat împotrivă toate aceste proiecte. Le-am făcut, le vom face și în continuare. Mulțumesc! Felicitări și mult succes! Cu siguranță ne întâlnim după 27 septembrie, tot cu dumneavoastră în calitate de primar al sectorului 5. Nu în ultimul rând, rog să vină alături de noi pe domnul Gabriel Mutu, primarul sectorului 6. Am fost în campanie cu domnia sa acum 4 ani, în sectorul 6. Oamenii ne spuneau că nici n-au știut că există funcția de primar, pentru că, din păcate, fostul primar nu venea pe la serviciu. Asta era situația. Chiar de fiecare dată ne spuneau că aveau probleme și mergeau la primărie și nu știau practic cum se pot rezolva problemele și au dorit un primar activ, un primar prezent, ceea ce au și avut în această perioadă și cu siguranță a vis și va fi la fel și pe următorii 4 ani. Mulțumesc, doamna primar general. Da, aveți dreptate. În 2016 am preluat un sector în care administrația locală era inexistentă. Investițiile în tot ceea ce înseamnă bunăstarea locuitorilor erau inexistente. După 12 ani de mandat și de administrare liberală, ca să se știe acest lucru, sectorul 6, 12 ani până în 2016, a fost condus de o administrație liberală. Astăzi, după 4 ani, avem un sector în care toate bulevardele, toate parcurile, locurile de joacă, școlile, școlile gimnaziale, grupuri sanitare, absolut toate investițiile principale, să spun așa, sunt realizate, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de lei. Asta arată, în primul rând, dorința pe care noi am avut-o de a ridica sectorul 6, dorința de a aduce sectorul 6 în prima linie, dacă vreți, a sectoarelor din București. Și nu spun asta eu în calitate de primar, o spun oamenii care în această perioadă de strângere de semnături mi-au oferit peste 14.000 de semnături pentru susținerea la cel de-al doilea mandat. Voi continua toate investițiile pe care le-am început. Reabilitare termică, modernizarea infrastructurii rutiere din interiorul cartierelor, tot ce înseamnă școli, construirea de grădinițe, pentru că acum 2 săptămâni am inaugurat o grădiniță construită de la zero, cea mai modernă grădiniță, spun eu, din România, și voi continua aceste proiecte pentru că sectorul 6 are dreptul la a se considera atunci omul când vine în sector ca fiind acasă. Rămân omul faptelor și primarul oamenilor. Vă mulțumesc mult pentru susținere. Mult succes! Sunt convinsă că după 27 septembrie vom lucra împreună în beneficiul cetățenilor din sectorul 6. Așa cum ați făcut-o și până acum, cu foarte multă dăruire, cu foarte mult dinamism. Mi-aduc aminte chiar când ne întrebau cetățenii, dar trebuie să facă primarii dezăpezire? Da, noi am fost din prima zi, din primul an, la prima zăpadă, cu toții la dezăpezire. Ei nu erau obișnuiți, se trimiteau de obicei niște angajați de la celebritate. Noi am vrut să dăm propriul exemplu. Dacă noi nu ieșim să facem dezăpezire, cu siguranță că nici angajații nu vor lucra atât de intens. Domnule președinte, încă o dată vă mulțumesc. Aceasta este echipa noastră pentru București, pentru capitală, o echipă care garantează siguranța unui trai mai bun pentru toți cetățenii din municipiul București. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru politici publice de calitate în favoarea bucureștenilor și a tuturor românilor, la guvern și la parlament. Ne bazăm foarte mult atât pe dumneavoastră, cât și pe domnul secretar general Paul Stănescu și pe toți colegii din echipa noastră. Împreună vom reuși pentru oameni, pentru cetățeni. Echipă puternică, mă repet, nu numai eu, ci întreg partidul susțin această echipă puternică până la capăt și vă felicit încă o dată. Dacă sunt... Gata, fugiți la televiziune. Să rămână. Să ne sprijiniți dumneavoastră. Nu te pot pupa că e coronavirusul. Sunt întrebări? Cumva?
acuma. Stau cu spatele aici la echipă. Doar câteva zile înainte de congres. PSD critică de luni bune activitatea guvernului Orban, inclusiv în timp, din timpul ultimei sesiuni. De ce nu ați venit cu această moțiune? Cu tot respectul pentru dumneavoastră, când se depune o moțiune de cenzură, este o decizie internă a Partidului Social Democrat, pe care am luat-o conform statutului, împreună cu colegii mei din țară. Nu are nicio legătură depunerea moțiunii cu congresul și cu alte lucruri. Am înțeles și doi la mână. Chiar nu văd, dacă îmi puteți da detalia dumneavoastră, ce legătură are moțiunea cu congresul, adică câștig mai ușor eu congresul ca moțiune, că adică nu, substratul. Există unele, să spunem, păreri în partid că faceți acest lucru pentru a vă facilita, aș putea spune, șansele de a câștiga șefia Partidului Social Democrat la următorul. Eu am invitat orice coleg să vină să candideze la congres și am venit exact cum am decis în comitetul executiv, cu echipă, cum am stabilit normele și invit în continuare colegii mei să... Și care ar fi propunerea Partidului Social Democrat pentru a se dezbate și vota moțiunea de cenzură? Ar putea fi data începutul lunii septembrie? Vom respecta Constituția României, respectiv 5 zile până la prezentare și după 3 zile vom planifica prin biroul permanent reunit ziua votului. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Pe câte voturi vă bazați? Dacă ați mai recalculat, dacă ați venit cu noi cifre? Nu, 250 de voturi mie mi-au ieșit în acest moment. Și o să continuăm discuțiile. Bună seara, domnule președinte. Andreea Brață, Digi24. Spuneați puțin mai devreme că depunerea moțiunii de cenzură este o decizie internă și nu are... Decizie politică. Politică și internă și nu are sub nicio formă legătură cu congresul PSD. Corect. Aș vrea să vă întreb dacă are legătură cu faptul că în aproximativ o lună vor avea loc alegerile locale. Atributul opoziției este de a depune moțiuni de cenzură. Același lucru l-a făcut și Partidul Național Liberal când se afla în opoziție. Nu văd. Eu cred că este un act de patriotism să votezi această moțiune de cenzură. Dacă până acum lucrurile le cântăream chiar și gri, cred că în acest moment lucrurile sunt foarte clare, sunt albe și negri. Cel puțin după raportul Curții de Conturi, unde nu era suficient că sunt incompetenți, a trebuit să dovedească Curtea de Conturi că sunt și hoți, cred că este cazul ca acest guvern să plece acasă. Dacă facem un calcul matematic, vedem că parlamentarii PSD și afiliați PSD împreună cu cei de la ALDE și Pro-România depășesc limita minimă necesară. Așadar, moțiunea are șanse mari să treacă. Aș dori categoric să vă întreb cine... Dacă nu au plecat iară să cumpere parlamentari, cum au mers să cumpere primari? Aș dori să vă întreb din partea cărui partid ar trebui să vină numele de premier. Cu ce propunere ar urma să mergeți la Palatul Cotroceni dacă această moțiune va trece? Partidul Social Democrat este inițiatorul moțiunii de cenzură și categoric va veni și cu o propunere de prim-ministru. Aveți o listă scurtă în acest sens, cu nume? Avem chiar o decizie în ceea ce privește un nume de prim-ministru. Ne puteți spune? Nu. Bună seara, Elena Crângașu, Mediafax. În cazul în care moțiunea va trece, ce se întâmplă? Intrați la guvernare, vă asumați guvernarea sau vedeți o altă variantă? Atribuția constituțională după ce moțiunea va trece este a președintelui României. Președintele României desemnează o persoană pentru a face viitorul guvern. Tocmai de aceea ați spus că veți merge cu o propunere de premier care nu va putea fi refuzată și cu, de... Și cu un proiect economic pe termen scurt. Aș vrea să vă întreb dacă Raed Arafat este o propunere de premier. M-ar fi onorat că domnul Raed Arafat să accepte, dar nu este cazul. Cred că menirea dânsului, cel puțin în lupta cu pandemia, este cu totul alta în acest moment. Planul social-democraților după căderea guvernului Orban, în afară de a desemna un premier.
Care este planul? Haideți să depunem întâi moțiunea și pe urmă atributele constituționale sunt la președinte și vom vedea. Am trebuit să știe și populația ce se așteaptă, după, nu doar până în moment. Vom merge cu o propunere, deci nu vom dărma un guvern, vom dărma un guvern incompetent, pentru că nu se mai poate sta și hoț. Și pe urmă atribuțiile sunt ale președintelui României să desemneze o persoană să formeze nou guvern. Dar să facem toți pași. Noi mâine depunem moțiunea și vom vedea când va fi programat votul și după votul moțiunii, când va trece moțiunea, o să vă răspund la toate întrebările. E pregătit PSD să dubleze alocațiile și să majoreze? Nu, cu Partidul Social Democrat este pregătit să respecte legile țării. În cazul modificării bugetare, ne puteți spune cu ce propuneri de modificări vor veni parlamentarii Partidului Social Democrat în Parlament? N-am înțeles. În cazul proiectului de rectificare bugetară, ce modificări va încerca să impună? Ați văzut proiectul? Îl avem, cel puțin, știți foarte bine că s-a fost și în dezbatere. Adică aveți o părere, v-ați și exprimat că trebuie corectat. Și să-l vedem și cu specialiștii, bă, ca și la rectificarea trecută. Am înțeles că sunt acolo prins niște bani să mai cumpere primar, să-i mai șantajeze. Asta este politica Partidului Național Liberal, politica anilor 90. În cazul bugetelor serviciilor de informații, veți propune reducerea acelor bugete? În momentul de față sunt propuneri de suplimentare. Cred că mai simplu este dărmarea guvernului. Dacă nu mai aveți, vă mulțumesc mult, o zi bună!